Salut, sunt Adrian Buturugă și te aștept la cursul de programare în Java la Balez Go. Eu am făcut un liceu tehnic, mi-a plăcut chestia asta, m-am dus la o facultate tehnică, unde am învățat, să zic așa, atât partea de informatică și programare, dar și matematica din spate, ceea ce m-a ajutat să-mi formez gândirea logică și formală din spate, iar în Java am ajuns printr-un curs la o academie din București. Mi-a plăcut foarte tare, mi-a plăcut și instructorul, mi-a plăcut și modalitatea în care era prezentat materialul și am ajuns pur și simplu să mă îndrăgostesc de limbaj. De-a lungul vieții, să zic așa, am trecut prin vreo 4 sau 5 limbaje de programare, Java e ăla de care mă ocup de vreo 13 ani. În prezent, piața este foarte mare și este o cerere imensă în programare, pe aproape orice limbaj, ceea ce permite oricui să intre în acest domeniu. Dar, din nou, nu este ușor să și faci lucrurile foarte bine. În fiecare an se fac niște sondaje de către companii mari care au vizibilitate mondială să vadă exact care sunt cele mai populare limbaje. Și Java s-a bucurat să fie în top foarte mulți ani. Are avantajul că foarte multe companii mari au adoptat Java ca limbaj de bază, pentru că este scalabil, pentru că este portabil, poți să-l instaleze pe mai multe mașini, se pot duce inclusiv în cloud și le e destul de ușor. Și există o piață suficient de mare de dezvoltatori la care pot apela. Motiv pentru care este ușor ca ei să zică întotdeauna soluția este Java. Limbajul de programare. Trebuie să-l învețe, să știe acele cărămizi cu care să poată să-și construiască un program. În același timp, prin modul în care este structurată agenda, ar trebui să învețe și gândirea din spate, chiar dacă la un nivel relativ basic. Și modul de analiză al materialelor și al programelor existente, astfel încât să putem să urmărim logica și putem să o extindem. Până la final, ar trebui să poată să folosească toate instrucțiunile predate în cadrul laboratorului, astfel încât să asambleze o aplicație complet funcțională pentru nevoi personale sau chiar și pentru a fi vândut ca un mic proiect comercial. Dacă reușești să fii și creativ și să poți să faci într-un mod cât mai adaptat pentru nevoile clientului, cu siguranță o să-ți găsești următorul proiect și următorul proiect și o să tot vină și o să te simți foarte bine în chestia asta, mai ales când termini un proiect de genul ăsta. Ca să fii bun în domeniul ăsta, trebuie logică în mod special. Să poți să urmărești firul logic al unor instrucțiuni, să ai o gândire logică și o capacitate de analiză foarte bună, să înțelegi ce anume trebuie să faci, care este targetul tău și cum faci să scroiești un drum până acolo. Efectiv, cărămizile pe care le folosești, limbajele de programare, instrucțiune și așa mai departe, alea le poți învăța ușor. Îmi place foarte mult să descoper oameni talentați și dornici. În mod surprinzător am descoperit că oamenii care vin din alt domeniu, fără să aibă cursuri tehnice pe zona asta, sunt cei mai hotărâți și au un drive natural fenomenal.